Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației IREX. Semnați pentru Oleg Brega. Semnături pentru Brega. Oleg, kilometru zero. De aici ar putea porni cariera ta politică. De la zero kilometri, dar motorul nu știu ce cam... Deocamdată mă învârt pe la stelele astea, la, pe la kilometru 0,3, 0,5 metri, nu știu cât. Dar poate locul ăsta se poartă ghinion, știi? Undeva te duci, undeva cluiește, dar undeva nu cluiește. Poate aici nu e... Dar vezi că anul ăsta m-am mutat, m-am dus în suburbii, îmblu și prin sate, dar la fel de greu merge. Oamenii sunt apatici, spărieți, nu știu cu dânșa. Sunt religioși. Poate, da. Dar eu nu sunt. Nici eu. Da. Știi, citisem un comentariu? Cineva zicea, Oleg, bine, dar dacă o să deții totuși o funcție publică, ajungi președinte, primar, cine o să mai facă activitatea ta? Tu ești de neînlocuit. Nu, pe baricade văd că se găsesc oameni care să mă înlocuiască. Alții mă sperie din contra că ai să ajungi acolo în funcție și ai strâși ca ceilalți. E posibil, dar dați-mi o șansă să văd. Până acum am tot încercat și la concursuri și la alegeri. Și nu mi-au dat nicio șansă, nicio funcție publică. Deci n-am de unde știi, mă strică, nu mă strică. Dacă în 15 ani am rămas intransigent, incoruptibil în societatea civilă, în mass media și unde am mai activat, cred că și în politică aș fi la fel, cred eu. Știi, Oleg, odată eram parcat neregulamentar aici și... Să-mi chemat poliția. Da. Și... E ca și ăsta era cu mașina asta, dar alt șofer era să dea peste mine, tot așa m-am pus în calea lui și nu-l lăsam să intre pe trotuar. Dar ăsta are un scop nobil și, înțelegi, el descarcă marfa la cantină. Păi cât e de nobil? Cantina asta e foarte scumpă, nu e pentru oameni ca mine, de exemplu, e pentru boieri de aici. N-ar putea să stea acolo să aibă un cărucior, să care marfa cum scară, nu? Dar știi, după ce pilonii, ce trebuie să fie împrejmuit cu piloni de ce? Să fie împrejmuit tot trotuarul. Dar pilonii ăștia... Da, eu pus nu recent. Crezi că cam stau pe o parte așa, știi? Parcă să... La noi când fac ceva, fac de mântuială. Și apoi nu se așteaptă la reacția nervoasă a moldovenilor cu mașini, care vin hop-hopul de șurubat și-o băgat mașina. Da, au lăsat șuruburile în sus, nu? Eu mă mir faptul că oamenii nu le iau acasă, știi, să-și pui în grădină. A, poate, da. Da, câte? E de șurubat și asta. Colecționari de metal ar putea să le azi. Eu, după ce am apărut în filmulețul acela de pe Curaj TV și am văzut mai rab la și a mea parcat așa, am plătit o amendă tot, dar uite, sincer, mi-a fost în rușine, da. Și am zis că... Și de atunci chiar fac din răsputeri, nu mă parchez aiurea și aici nu mă mai parchez. S-ar putea să găsească un bregă să te filmeze. Dar închipuiți da. Că merg acum pe la oameni, prin sat, pe la ușă, bat și iese câte unul. Nu semnez că m-ai filmat și am plătit o amendă, nu știu ce, după aceea zic, dar am făcut corect. Apoi da, haide să semnez. Uite, eu... Bun! Tu dimineața de obicei iei un mic dejun copios sau ieși tu așa și apuci eu și mai apuci? Eu îți băie de la țară, da? Și când ies dimineața din casă mănânc pentru toată ziua, că nu știi când ați mai mănânc. Serios? Da. Eu zic să bem tu cafea aceea. Nu beau cafea, dar un ceai? Un ceai. Plăcere. Un ceai. Nu te deranjezi dacă mănânc din bucata asta suculentă de mușchi de vițel? Dar vezi că ai sânge acolo, nu simt rușinea și... Cu sânge. Îmi place până la sânge. Dar știi că e mort animal? Știu. Oleg, în 2016 declarai că ești aproape vegetarian. Dar acum e 2019 și ești deja vegan declarat. Al treilea. Al treilea an. Mm. Dar ce urmează? Rău vegan? Nu, acum mă simt bine, de ce rău? Și așa stomacul meu nu digeră foarte bine crudități. Dar iată, așa, fiert e bun. Sau copt, sau măcar opărit. Dar ce te-a făcut să te lași de carne? Compasiune pentru animale, grijă pentru mediu, motive etice, cum se zice. Nici măcar pește? Nici. Nu-i tot animal săracul. Da, e animal.
De la pește o să vrei și fructe de mare când aud termenul ăsta. Absolut imbecil. Fructe de mare pentru niște animale. Eu când eram copil, nu sunt fructe, zic, mă, ce animale. Fructe, cresc sub apă fructe. Și apoi, păi sunt alge și îmi plac algele de mare, dar nu fructele astea animale. Mereu am vrut să-i spun unui vegetarian că acest morcov și el era viu cândva. Păi și acum e viu, e hrană vie. Uite, chiar astea toate sunt cam vie, în afară de, probabil, semânța asta de piel. Iar sucul tău gastric le umoară în stomac. Le devorează, da. Oleg, moldovenii de azi sunt un popor liber? Moldovenii tot timpul au fost un popor liber, da? Prea mulți indivizi din poporul ăsta au capul plecat și se mulțumesc să-și vadă vârful sandalelor și nu au ambiții, pretenții de libertate mai mari. Se mulțumesc cu libertatea cuștii în care au fost băgați. Faptul că tu-i vezi, aduni semnături, interacționezi cu oamenii și vezi ăsta din ochii lor, nu te sperie? Mi se întâmplă foarte des, oamenii îmi spun, da, eu ce am din asta, eu lucrez, mănânc, și mi-încălzesc casa cu puterile mele, ce o să-mi dea politicienii? Asta e mai degrabă ignoranță, necunoașterea rolului cetățeanului într-o societate. El crede că totul se termină la pereții casei lui sau la apartamentului lui, dar nu vede că iese pe scară și interacționează cu vecinul, iese din bloc și interacționează cu toată strada, intră în troleibuz și interacționează cu tot orașul. Suntem obligați să rămânem animale sociale, altfel nu va funcționa societatea dacă nu o să ne piese de ce se întâmplă în afara mediului nostru de familie. Dar n-am mai văzut popor mai indiferent. Adică am fost în diferite țări și orașe, dar parcă îmi pare că caii noștri mai indiferenți n-am văzut. Probabil n-avem exercițiu, experiență de implicare civică, pentru că am avut secolul acela, aproape un secol de Uniune Sovietică, în care partidul decidea tot ce trebuie să faci, inclusiv câți copii să ai, unde să-i dai la lucru, știa unde o să-i repartizeze, să învețe și să lucreze. Și după aceea hop, s-au trezut cu independența și trebuiau să decidă în numele lor tot ce fac. Și e greu să-ți asumi rolul ăsta. Și unii încă n-au început nici acum. Foarte mulți strâng semnături și foarte mulți încă n-au învățat 26 de litere latine ca să învețe a scrie limba lor, că ei vorbesc românește, dar la scris îi dau cu chiriliță. Atâta lene, atâta indiferență. Tu ai declarat că ești un tip neadaptat, revoltat și liber. Și aici vreau să te întreb, cum poți fi liber dacă ești neadaptat și mereu revoltat? Adică e un pic complicat. Păi libertatea asta nu mi-înseamnă un slalom printre tentații, printre provocări, printre riscuri și pericole. Libertatea de a îți căuta calea ta. Tot tu ai declarat că ai fi un soț și un părinte insuportabil. Pentru că sunt neiertător, intransigent, cu, eu știu, erorile, lenea, comoditatea oamenilor. Și evident aș fi intransigent și cu cei din preajma mea. Și sunt, că și eu trăiesc acum în familie, nu în pereche cu cineva, sau eu interacționez în grupuri, în colective cu oamenii și oamenii simt presiunea mea și rigiditatea. Dar nu pot să devin foarte flexibil, pentru că atunci îi pierd identitatea. Bine, dar tu te-ai gândit vreodată să înfiez un copil? La asta mă gândeam. Deci mai degrabă aș înfia un copil. Dacă m-aș liniștea și renunța la activism și la politică, mai degrabă aș înfia un copil decât să-l fac pe al meu. Un copil sau 2-3. Dacă crești un copil, mai bine crești și 2-3. Vin din familie cu mulți copii și părinții mei vin din familie cu mulți copii. Știu ce înseamnă maternitatea. Dacă ar fi să înfiez un copil, ai înfia un băiețel sau o fetiță? Mai degrabă pentru corectitudine și egalitate aș înfia și un băiețel și o fetiță. Uite, despre egalitate, tu susții căsătoriile între persoanele de același sex? Mi se pare căsătoria un moft și un privilegiu acum al heterosexualilor. Deci da, eu accept egalitatea și dreptul de a se căsători pentru oricine, dar după cum vedeți, nu mă căsătoresc pentru că nu vreau să profit de privilegiul ăsta. Vezi că această afirmație ar putea să-ți știrbească din numărul de susținători, pentru că acest subiect e chiar... Cred că nu e adevărat. Deranjați sunt unii care au ceva bubă la cap. Și homofobia se pare că o să intre de grabă pe lista bolilor mentale, nu homosexualitatea care de mult a fost scoasă. Și oamenii de regulă cu care vorbesc eu, cu care comunic, oameni simpli sau oameni cultivați, sunt deschiși la minte și înțelegători cu orice fel de iubire, de relație între oameni. Alegătorii
De regulă sunt ignorant și nu deosebesc homosexualitatea de heterosexualitate. Spune cuiva că e heterosexual și eu zic, du-te băi de aici, nu sunt, dar el cam bă, este. Cum ai numit, mă? Tu, Oleg, ai declarat că nu te-ai îmbătat niciodată. Cum e posibil așa ceva? Frații mei râd de asta, că ei care m-au văzut uneori amețit zic, a, păi asta e beția. Eu credeam că e beat atunci când nu te poți ține pe picioare, da, de exemplu. N-ai avut așa cazuri? Nu. Nu, cum simt că am amețit? O lea că mă opresc. La doua bere, de exemplu, vin nu mai beau pentru că tot din motive de sănătate, dar la două bere mă opresc, că e cam mult pentru mine. Dar acum, consum măcar așa, cât de cât. Păi se întâmplă uneori, zi de naștere, sărbători. Și ce preferi? Chiar mă tentează, îmi place alcoolul dulce, de exemplu, eu știu, cum se cheamă acela de ierburi. Jägermeister. A, Jäger, nu știu cum, Jäger, Jäger, Jäger. Dacă e dulce, îmi place. Sau lichior de ceva, de ciocolată sau... Și ai mai declarat că nu te-ai drogat niciodată. Mm. Asta te cred, dar tu... Pentru că e plăcere scumpă, da? Relativ scumpă. Consider cannabisul un drog? Da, cum? Normal. Și tutunul e drog. Numai că nu știu de ce tutunul e legalizat, dar cânepa nu. Și tutunul produce mai multă daună. Inclusiv fumătorii pasivi suferă. De fapt și de la cânepă. Ultima vreme merg prin oraș sau la București sau aici la Chișinău, simt miros de cânepă și așa de strident și dureros. Serios? Da. Dar pe stradă, măi, la o pedalare cu bicicliști am simțit miros. Băi, ne simțiți pedalații ăștia. N-ai fost niciodată curios să vezi care e senzația și sentimentul ăsta de euforie pe care le provoacă drogurile de tip cannabis? Viața mea e destul de interesantă încât să recurg la chestii din afară pentru a-mi face fericire. Și nu cred în astfel de fericire. Da, dar când ești mereu treaz, chiar parcă îți lipsești un pic de haz. Eu nu-s prea hăzos, chiar am avut colaborare cu emisiunea aceea satirico-umoristică, Ministerul Adevărului, și după primul sezon am zis pas, că nu-i de mine hazul. Prefer să fiu așa mai sobru, mai crispat. Dar au fost glume acolo care te-au făcut să râzi cu poftă așa de nu mai poți? Nu știu. Care e problema lor, mă? Chiar n-au umor? Adică... E problema noastră. Suntem în cel mai sărac și cel mai corupt stat. Nu prea-ți vine să râzi în așa situație. Râzi că nu o duci mai bine. Nu știu, Oleg, văd produse televizate de umor mai din Moldova și lumea se prăpădește de râs. Lumea se prăpădește de râs de înjurături, de mișto făcut de oameni slabi, de exemplu, de femei, de romi, de gay, de migranți. Nu râd în Rusia de migrantul acela din Asia, care nu știe să vorbească. Care face euro-reparații în apartament. Dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să votăm. Tu ești de acord? Nu, mi se pare fie o scuză a celor lenoși care nu vor să se implice în viața publică sau nu vor să meargă la vot și zic că aia dacă votul meu nu contează. Dacă nu contează, stai acasă sau du-te în junglă. E chiar așa și le spun la oamenii ăștia care spun, nu mă interesează, stai acasă, care cine vota pentru tine? Era chiar și o glumă făcută cu Plahotniuc. Stai acasă că Badea Plahotniuc rezolvă tot, are și candidați, are și cine vota. Stai acasă dacă nu vrei să te implici, dar să nu te plângi după aceea că e rău. Cum un protest pașnic poate detrona un dictator? Îi trezește pe ceilalți să înțeleagă că se poate împotrivi și că lucrurile nu merg bine. Pentru că dictatura din asta se hrănește din comoditatea oamenilor sau din frica lor de a ieși în față. Dacă totuși cineva protestează, oamenii înțeleg că ceva nu-i bine și că ar putea și ei să facă la fel. Dar știi... De asta e necesar protestul să fie pașnic, ca să nu dea, eu știu, temeiuri legale dictatorului, să te bage în pușcării sau să te împuște, să te omoare. Dar vezi că dictatorul poate să stea comod în fotoliul lui de 15.000 de euro, să bea niște whisky de 200.000 de euro și să uit la ei și zic, mă... Așa și fac, chiar dacă sunt niște golani care au fost mai ieri în stradă și după aceea au ajuns la guvernare, tot așa tratează cu dispreț protestatarii. Dar cel mai des oamenii care se revoltă câștigă și ei mișcă lumea. Ok, deci protestul pașnic e eficient, dar are un efect lent. Și sigur și de durată, pentru că formează mentalități de oameni care pun la îndoială
și care se împotrivesc. Și e necesar în orice societate sănătoasă. Fără de asta nu funcționează democrația. Oamenii trebuie să fie și în opoziție și pregătiți să implice, să ia atitudine. Domnica Ciomurtan și Maia Laguta, prin ce te-au, nu știu, te-au impresionat aceste două femei? Cred că ai informații învechite deja, pentru că și cu Maia Laguta și cu Domnica Ciomurtan nu mai colaborez din motive diferite. Domnica, de exemplu, susține justiția stradală și am văzut că difuza cu mare încântare un clip în care rudele unui copil violat l-au prins și l-au omorât pe unul suspectat că le-ar fi violat copilul, că ar fi pedofil, și domnica zicea că uite așa trebuie făcut, dar eu am zis că așa nu se face, că asta nu e justiție când o faci stradală, pentru că omul cel ar putea să fie chiar nevinovat și chiar dacă e vinovat, el tot are drepturi, nu poți să-l omori pentru viol, nu? Există pedeapsă concesoare. Tu ești împotriva pedepsei cu moartea. Sigur, e o încălcare a drepturilor omului, pentru că viața e o dată în viață. Iar Maia Laguta, am văzut-o ce a făcut anul trecut de ziua independenței, când a chemat oamenii la protest, a instalat o scenă cineva în locul ei, după care a urcat Ilanșor cu Climenco, cum îl cheamă, am uitat cum îl cheamă pe Climenco, care zicea, Ihnada zadavit, Ihnada zadușit, și Maia Laguta n-a zis nimic, din contra a zis că eu nu știu cine sunt, eu am plecat. Nu s-a delimitat, asta mi s-a părut total nedemn. Sau când a apărut în buletinile de vot cu sigla Maia și știa că concurează cu altă Maie și cine o pune să facă chestia asta, în mod sigur a băgat-o pe ea și au înregistrat-o în cursă că ea n-ar fi reușit să adune atâtea semnături. Au băgat-o pe ea tocmai ca să fure voturi de la cealaltă mai. Când am văzut că e atât de inconștientă și poate fi dusă de căpăstru, mi-am dat seama că e o femeie puternică, interesantă, dar nu foarte inteligentă. În 2009, pe 9 aprilie, dacă nu mă înșel, 7 polițiști te-au agresat fizic. S-a ajuns până la faptul că ți-ai pierdut cunoștința și ai avut un atac epileptic? Ceva de genul? Nu cred. Nu știu cine a zis de atac epileptic, dar cunoștința mi-am pierdut-o și pe 8 aprilie când am fost agresat în spatele guvernului și mi-au luat camerele, camera mea de la Hyde Park și camera noastră, să zic așa, de la Jurnal TV, nici acum n-a fost recuperată și nimeni n-a fost găsit pentru asta. Și a doua zi, când am fost vizitat acasă și când atunci, da, am leșinat și mi-am înghițit limba, dar n-a fost un atac epileptic, mă zbăteam că nu puteam să respir. Și bine că unul dintre polițiști nu era chiar prost, i-a dat în gând și mi-a scos limba, că altfel mă sufocam și aș fi fost una dintre victimele lui 7 aprilie și probabil nici pentru asta n-ar fi răspuns nimeni. Dar ai fost bătut? Acasă nu, dar în spatele guvernului da. Acasă deja am leșinat pentru că m-am trezit după bătaie, după fugă toată ziua aceea pe la medicina legală sau venisem la lucru să lucrez. Am ajuns seara acasă, eram frânt, obosit și mă trezesc la ora 9 cu polițiști deasupra mea. Și nu doar polițiști deasupra mea, dar mi-au zis, scoală-te cu mâinile în sus, cu fața la perete. Și în situația asta am leșinat din nou și am căzut capul de podea, mi-am îngățit limba și era să mor. Acest caz a ajuns la CEDO. A ajuns la CEDO, dar nu știu ce s-a întâmplat, cum ne-a jucat pe degete. Fie avocații care au fost pentru noi voluntari de la Institutul pentru Drepturile Omului, fie reprezentantul guvernului sau poate guvernarea are o mafie, încrângături, tentacule pe acolo, pe la CEDO. Sau poate a fost o neglijență a avocaților și dosarul a fost clasat. Pentru că, nu s-ar fi consumat toate instanțele interne. Dar noi nu suntem juriști. Despre ce caz este vorba de la CEDO, unde ți s-au plătit niște daune morale? Fix pe 9 aprilie 2009. Nu, pe 7 aprilie, când era violențele celea, CEDO pronunța cazul cel mai sonor Hyde Park împotriva Moldovei, pentru ce se întâmplase pe 30 august 2006, când vreo 9 membri Hyde Park și simpatizanți am ieșit să apărăm bustul lui Liviu Rebreanu, că Ministerul Culturii nu dădea voie să-l instaleze pe alea clasicilor. Ne-au băgat pe toți în dubiță și pe 1 septembrie abia ne-au eliberat, ținându-ne la Comisariatul de Poliție Buicani în condiții inumane și inadecvate. Și am avut noroc de înregistrarea video de la poliție, de la Măi, și acum este video același, de fiecare dată pe 30 august ne-l amintim și îl facem public, în care Petru Corduneanu, șeful adjunct al Poliției Capitalei, care a fost după aceea și deputat socialist în Parlament, zice, luați-i, și ne-au luat. Dovada aceea a mers la CEDO ca probă că suntem nevinovați și că guvernul statului ne-a încălcat drepturile. Deci e o aiureală totală că Oleg Brega trăiește din banii de la CEDO. Dar atunci Moldova a trebuit să plătească 28.000 de euro celor 8 din 9 care s-au adresat la Curtea Europeană, câte 2.000 de euro la fiecare,
Și încă 3.000 de euro pentru asociația Hyde Park, și nouă ne s-a încălcat dreptul ca grup, ca ONG. Și e adevărat că nu o dată am câștigat, ci pe 31 martie, tot 2009, au mai fost două sau trei cazuri Hyde Park contra Moldovei pentru proteste care n-au avut loc pentru că primăria ni le-a interzis. Deci astea sunt din 2009 4 dosare și după aceea au mai fost două dosare Hyde Park sau Brega, nu eu, dar fratele meu, Ghenadie Brega contra Moldovei, pentru că eu m-am judecat în instanțe interne, dar Ghenadie s-a adresat la CEDO. Da, și din câte îmi dau seama, este vorba de niște sume destul de pământești. Adică... Tot 2 sau 3.000 de euro maxim. Deci până la urmă pot să zic că am făcut vreo 7.000 de euro care mi-au permis vreo 3-4 ani după aceea să fac activism fără ca să lucrez. Că i-am pus la bancă și din când în când îi ronțăiam. După aceea iar a trebuit să lucrez. Fie m-am angajat, Oleg, fie... Eu nu pot să nu vreau să aflu părerea ta despre impozitarea bisericii. Biserica ar trebui tratată ca un business. Eu îi zic o șarlatanie, dar statul consideră asta o chestie culturală. Le permite chiar să umble, să manipuleze cu oseminte umane, cu moaște, ei le zic moaște, sau cu apă sfântă, sau cu picturi de tot felul pe care încasează o grămadă de bani. Eu o tratez ca o șarlatanie, dar statul ar trebui să o trateze măcar ca o afacere. Dacă nu o tratează ca o afacere, zice că e un bun public. Iată, se întâmplă anomalii ca cele de mai ieri în care ministrul a chemat metropoliții ca să-i sfințească, nu știu ce, crucifix la Ministerul de Interne, Ministerul Poliției, iar în legea poliției, la articolul 2, chiar se spune că poliția, polițistul, e în slujba drepturilor omului, a ordinii publice și a legii. Dar drepturile omului înseamnă și drepturile necredinciosului de Brega, înseamnă și drepturile... slujitorului lui Krishna sau a musulmanului sau a credinciosului creștin neortodox. Sunt tot felul de baptiști, martorii lui Iehova sau catolici. Avem biserică, catedrală catolică aici în centru. Cum pe ăștia îi ignori și chem numai capii la două biserici ortodoxe la tine la minister, mai ales că biserici ortodoxe sunt mai mult de 10. Unele chiar cu patriarhie, nu doar cu mitropolie. Deci e clar un act de... discriminare, defavorizarea unei biserici. Nu vă mai spun că capul cele mai influente biserici are și pașaport diplomatic și am văzut ieri la minister are numere guvernamentale RMG040. Deci e o favorizare pe fața a unui cult religios din interes electoral meschin pentru că populația e credincioasă și o să vină la tine dacă tu îți faci cruce cu amândouă mâinile și o să zică, iau ce de vlavios, hai să-l votăm pe asta sau hai să-l votăm pe asta. Cât timp populația e așa întunecată, nici nu putem spera că vor fi impozitate afacerile bisericești și că din impozitele astea vom putea construi, de exemplu, școli sau grădinițe. Și totuși, Oleg, care regim a fost mai îngrozitor? Cel de până în 2009 sau cel de după? Cred că după a fost mai urât pentru că ne-a înșelat. Măcar cel de la 2009, până la 2009 știam că comuniștii dinozauri, nostalgici după Uniunea Sovietică, conduși de un general de miliție, pe când ăștia la alții au venit cu bretele și cu mănuși albe, școliți în România, școliți în Occident, pro-Europa, pro-drepturile omului. Da, de fapt s-au dovedit a fi niște scroci și ei. Și greu ne-am dat seama despre asta, prea mulți. Eu repede l-am intuit, de exemplu, pe Chertoacă, pe Filat, mi-am dat seama ce filfizoni sunt. Dar prea multă lume, până acum, încă le sunt fideli și încă mai au așteptări de la ei, că li s-au pus bețe în roate, că n-a mers bine, da? Cât îi mai iertăm? Uite, tu ai putea să prezici viitorul, dar îți spun de ce. Acum... Pe scena politică au apărut niște actori noi, telenovela a început de câteva luni. Cum crezi? Cu ce se termină filmul? Cu divorț și cu rivalitate, dar asta e minunat. Asta e spectacolul vieții politice. Intrigă! Și eu chiar am fost încântat când am văzut că nu pot alege 2 ani la rând președintele. Și după aceea au dus un președinte din mânecă, o rață mută, care n-a fost niciodată politician cu ambiții politice. Și am zis că da, așa trebuie să funcționeze democrația. Și n-am fi scăpat de mafie, de oligarhie, dacă n-am fi avut pluripartitism, dacă n-am fi avut competiții. Dacă am fi avut rege, cum au unele țări monarhice, am fi fost condamnați încă câteva secole să rămânem sub aceeași dinastie. Sau dacă am fi avut un clan, cum e clanul Putin sau cum e clanul Lukashenko, sau cum sunt țări bantustane din astea, din Asia Mijlocie, n-ai nicio speranță să scapi de ei.
De când aici pluralismul ăsta politic, ia uite, face, cum zici tu, minuni. S-a întâmplat să dispară oligarhii într-o zi pentru că n-a mers bine schema. E ca un spectacol, adică parcă ne dau ceea ce așteptăm, știi? Să vedem. Și când o să ne dăm seama că așteptările noastre influențează totul, o să înțelegem cât de important suntem și o să începem să așteptăm și să cerem de la ei ceea ce avem noi nevoie. Tu din ce trăiești? Adică, uite, 60%, 80% trăiești din salariu. Tu, la moment, din ce trăiești? Că ai nevoie și tu de bani? Eu de câte ori candidez și acum o să candidez, cred că a 4-a sau a 5-a oară, de fiecare dată prezint declarații de venit și de interese la Comisia Electorală Centrală sau la cei de Consiliu. Și declarațiile astea sunt publice. Și toată lumea știe din ce trăiesc. Ai mult de scris acolo? Nu. Din YouTube. Și am mai câștigat anul trecut din Uber Eats de la București, cu bicicleta, car, mâncare la oameni, orice fel de mâncare. Mă strânge inima să car pizza cu prosciutto crudo sau ceva, dar duc. Mă bucur când duc cuiva mâncare vegană. Și eu am încercat să fac pizza delivery și am rezistat doar câteva zile, dar nu știu de ce, nu pentru că nu-mi place să muncesc, dar probabil mi se plătea prea puțin, știi? Acolo poți să faci mulți bani, dar eu nu vreau să pedalez atâta și să inhalez aerul poluat din București. Văd că și aici se face, există un serviciu care face așa ceva. Dar nu-mi trebuie atâta bani și eu numai cât îmi trebuia suplimentar la veniturile de pe YouTube, atâta pedalam. Și venitul vine imediat, peste o săptămână. Cinematografia civică și interactivă, ești foarte bun la asta, într-adevăr, dar te-ai gândit vreodată să faci un film artistic, o dramă? Am făcut recent un film documentar, foarte dramatic, despre un masacru de la mine din sat și care îmi stătea aici de când am aflat despre chestia asta. Și am făcut acum cu frații mei, cu buget zero sau cu bugetul nostru de familie, am făcut un film dramatic, dar care nu e artistic, cum zici tu, ci e un document. Ok. La 78 de ani de când s-a întâmplat crima aceea. Unde am putea să le vizionăm? E pe internet, cum fac și cu curajul și cu cinematografia mea. În YouTube? Pe YouTube, pe Facebook, peste tot. L-am încărcat absolut gratuit. Chiar și fără publicitate. Deci nimic nu am băgat publicitate, fără monetizare filmul acela. Dar care e ultimul film made in Moldova care te-a impresionat? Mi-amintesc un film făcut, se pare, de Durbală despre evenimentele din aprilie 2009 și am fost ahtiat că un actor, aparent nespecialist în cinematografie, a făcut un film atât de bun și actorul e foarte bun, care joacă personajul principal și regizorul s-a manifestat, debutant, dar foarte bine. Mai e dojd credibil? Pentru că spuneai că te inspiră, adică îți pare ok ce spus de televiziune. Recunosc că nu prea îl mai privesc, mai ales de ultimii 3 ani când sunt la București. O vreme am plătit, aveam mai mulți bani și am plătit abonament, că ei erau pe internet cu bani și îi priveam prin abonamentul ăsta. Cât eram aici la Chișinău, îi vedeam chiar la cablu, era pe canalul 606, dacă nu greșesc. Dar ceva s-a întâmplat, ăștia au modificat legea, i-au scos pe taman cei mai buni și cei mai incomozi, i-au scos din grila televiziunilor de cablu. Iar acolo la București nu pot să-i văd decât pe internet, dar când am ocazia, unele transmisiuni live, anume de la Doj, le privesc cu încredere, pentru că relatează despre protestele opoziției, despre critic, despre guvernare. Deci, da, Doj rămâne pentru mine un etalon al televiziunii civice corecte. Și, nu știu, să te întreb sau nu, sau poate nu o să ne placă răspunsul, cât de credibile sunt posturile TV autohtone? Sau dacă sunt măcar unul, două, care, în care ai încredere? Sunt unele posturi autohtone în care unii autori de emisiuni, unele buletine de știri sunt credibile. Iată, putem să pomenim ProTV-ul care a împlinit recent 20 de ani și ei cam tot timpul au făcut știri cel puțin corecte. Că fac tot felul de propagandă americană prin filme hollywoodiene sau show-uri hollywoodiene, asta e altceva. Dar la știri și la emisiuni analitice au fost tot timpul buni și etalon. Mulți se raportează la ei. Televiziuni din astea mai noi, care s-au rebranduit, sau din cele un pic mai vechi, care au fost tot timpul în opoziție, tot îți bune dacă nu privești doar același canal. Dacă privești vreo 3 și dacă mai privești unul care ține cu guvernarea, poți să zici că ești bine informat. Dacă ești dependent de un singur canal, ești condamnat la manipulare. Dar cum crezi, care e termenul de valabilitate a televiziunii în general?
cum n-a dispărut opera și teatru și circul, nu va dispărea nici televiziunea, dar va scădea din pondere. Ei acum tot mai multă lume, nu zic toată lumea, dar tot mai multă lume se uită la YouTube. Nu întâmplător am popularitate, am 52 de milioane de afișări, am 50 de mii de abonați și din asta câștig bani. Pot să zic că concurez cu televiziunile. Când altă dată abia începeam, mi-am amintesc că primii spectatori pe Curaj Net în 2004, în prima lună, au fost 70. Să închem interviul cu un mesaj. Un mesaj pentru cineva, nu trebuie să spui pentru cine, atunci când îl va recepționa, va înțelege că e pentru el. Ce provocare. Eu când comunic cu omul, comunic cu el personal. Așa, la televizor, pot să comunic cu oricine, el sau ea, sau de gen intermediar, persoană care se uită la televizor și să-i zic, ia-te în mâini, ești important sau importantă, poți, dacă vrei, cel puțin încearcă. Mulțumesc, coleg. Succes. Mulțumesc. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației IREX.